Prin noastre, dinaintea meciului de sâmbătă de la ora 12 de pe propriul teren cu ASU Politehnica Timișoara, în fața dumneavoastră se află antrenorul Augustin Eduard și fotbalistul Alin Popa. Augustin, câteva cuvinte despre meci, apoi Alin și întrebări. Așa cum au fost și celelalte meciuri, și acesta va fi un meci greu. Știți că, de obicei, în meciurile de acasă trebuie să desfaci apărările adverse, trebuie să ai inventivitate, trebuie să construiești, trebuie să aduci mingea în care o advers, în fața porții, și acest lucru nu este simplu. La fel ca și la celelalte meciuri, vom aborda și acest meci tot la victorie, bineînțeles, cu siguranța necesară în faza defensivă, dar știți foarte bine că de când am venit la echipă, am încercat să implementez o idee de joc puțin mai spectaculoasă sau un joc mai ofensiv. Acest lucru s-a văzut și prin rezultatele pe care le-am obținut. Bineînțeles că de fiecare dată o spun că echipa, jucătorii în sine au fost foarte receptivi la ceea ce ne-am spus, au avut încredere în mine, pentru că și-au dat seama că și eu am încredere în ei. Este ultimul meci, au fost foarte multe meciuri, este al 21-lea meci, în afară de cele de cupă. Au început să apară uzura, au început să apară accidentările, poate că pe noi ne-a cam ferit Dumnezeu, dar totuși avem și noi câteva lipsuri acum la acest meci. De exemplu, Șerban, care este accidentat, Bârzan, cei doi care au luat cartonașe roșii și sunt suspendați, Raul Costin și Stan. Dar eu am încredere și în cei care îi vor înlocui și sper și cred că vom câștiga și acest meci.